Bine ați venit! Acum o să vă prezint procesul nostru de curățenie, pas cu pas. Să începem! Înainte de a ne angaja în munca de curățenie, documentăm întotdeauna condițiile inițiale ale locației. Pentru a evita pierderea chei, o introducem prin interior înainte de a începe activitatea în locație. Acum, deschidem ușile balconului și ferestrele, asigurând o ventilație adecvată în timpul procesului de curățenie. Verificăm iluminatul din toată casa și funcționalitatea televizorului prin aprinderea acestora. Înainte de a începe procesul propriu-zis, ne pregătim echipamentul de protecție. Aplicăm botoșei de plastic și mănuși de protecție pentru a ne asigura un mediu de lucru curat și sigur. Primul pas în procesul nostru de curățenie este golirea sacoșei cu lenjeria proaspătă. Îndepărtăm așternuturile și prosoapele utilizate și punem lenjeria murdară în geantă. Verificăm stocul de produse consumabile în baie și bucătărie, precum șamponul, săpunul lichid și detergentul de vase. Ne asigurăm că acestea sunt umplute dacă este necesar. Acum, ne concentrăm pe baie. Spălăm gresia de la duș și dușul cu soluția CIF anticalcar, lăsându-o să acționeze pentru câteva minute. Apoi, ștergem geamurile și ramele cabinei de duș cu o cârpă specială. Pentru o igienă impecabilă, aplicăm soluție dezinfectantă în zona toaletei și a chiuvetei. Spălăm aceste suprafețe cu atenție și le clătim cu apă caldă. Trecem acum în bucătărie unde începem prin spălarea vaselor dacă este necesar. Le lăsăm să se usuce și le așezăm la loc în dulapuri. Ne ocupăm de curățarea platului de lucru al chiuvetei și al aragazului. În cazul în care chiuveta este din granit și are pete albe, o ștergem cu puțin ulei de măsline. La mașina de cafea, eliminăm tabletele folosite și igienizăm recipientul. Acordăm atenție și plantelor de interior, verificând nivelul de umiditate și udarea în caz de nevoie. Acum, trecem la aranjarea lenjeriilor pe paturi, oferind un aspect plăcut și ordonat. Continuăm cu îndepărtarea prafului de pe suprafețele lavabile, asigurându-ne că fiecare colțișor este curățat cu atenție. Utilizăm aspiratorul pentru a curăța în profunzime podelele și covoarele, eliminând orice urmă de praf. În timpul curățeniei, ne asigurăm că locația are tot ceea ce este necesar pentru confortul oaspeților. Refacem proviziile de apă, bomboane, cafea și hârtie igienică. Ultima operațiune în procesul nostru de curățenie este eliminarea gunoiului și finalizarea curățeniei. Ne asigurăm că locația arată impecabil și este pregătită pentru a fi folosită. Documentăm starea finală a locației prin realizarea unui videoclip de după curățenie, pentru a ne asigura că toate tascurile au fost îndeplinite cu succes. Aceasta a fost prezentarea procesului nostru de curățenie. La B&B Cleaning, ne dedicăm oferirii unui mediu curat și plăcut, aducând un zâmbet pe fețele oaspeților. Vă mulțumim pentru că ați urmărit acest video până la sfârșit și vă așteptăm cu drag la proba de lucru.